Deci dați-vă ce știe să zică. How do you say? That's one thing in Romania. How is te iubesc? How do you know this? How do you know this word? Not many people know this word. Or because I have my ex from there. Uitați cât de mișto arată aici. Eram și aici, stăteam și beam o gagică din Africa de Sud și m-au întrebat românii, mă, să mor eu. Salut! Salut, salut, salut! He said that if I cannot say I love you in Tagalog, I pay by cash. Ok, so I don't know, so I'm going to fucking pay by cash. So you see that I'm a man of words. How much I have to pay? How much? Plus tips. Add the fucking tips. Again, your name? Michelle? Michelle. Okay, nice meeting you. Ce ați văzut mai devreme, dragi prieteni, este locul în care stau și exact acum câteva ore am ajuns în superba Taormina, pentru că mai toți m-ați înnebunit la cap și mi-a spus, bă, neapărat trebuie să ajungem în Taormina, așadar am ajuns în Taormina și chiar dacă e noapte, de fapt cu atât mai bine că e noapte, o să explorăm și o să vedem așa ce are de oferit acest loc absolut fascinant, undeva la vreo 3 ore de mers cu trenul din Palermo. Ce-i drept, am ajuns destul de târziu și ăsta a fost motivul pentru care n-am putut să ajung la apus. Eu voiam să merg la apus. Uitați-vă cât de frumos poate să fie. Avem aici, asta este Biserica Santa Catarina, cred, sau Largo Santa Catarina, nu știu exact ce înseamnă Largo. O primă observație, care cred că e, sper să fie adevărată, bă, e lumea, media de vârstă este mult mai ridicată aici, mi se pare. Oamenii au mult mai mulți bani, nu v-am arătat cazarea, cred că am făcut-o pe canalul celălalt. Am găsit ceva undeva la vreo 90 ceva de dolari, la 150 de metri față de centru. Asta este ce mi se pare, oamenii bine îmbrăcați și cu mult mai mulți bani și vârsta, media de vârstă cu cel puțin 10 ani peste ceea ce am văzut în alte zone de aici în teren, adică în Palermo. Ceea ce, bine, nu se poate compara. E o comparație stupidă asta. Mamă, și ce... Și ce femei vezi și pe aici la ăștia, frate, e absolut ireal. Și am ajuns acum într-un loc... Deci trebuie să știți că eu nu am citit nimic, pentru că nu am avut timp, pentru că sunt pe fugă totală și din păcate nu pot să vă spun acum de ce sunt pe fugă. Sunt pe fugă pentru că o să călătoresc cu cineva, o persoană pe care o cunoașteți foarte bine, o să vedeți vlogurile și de aceea eu mi-am calculat tot itinerariul ăsta. Doamne, doamne, cât de frumos poate să fie aici. Deci ai catedrala sau biserică și pe urmă fiți atenți. N-am venit bine exact la întuneric, pentru că astea sunt locuri care sunt mișto de văzut pe întuneric. Ia uitați cât de frumos se vede tot locul. Azi dimineața am urcat de acolo, de unde este train station-ul, am urcat exact până aici. Pe jos, asta vreau să zic. Vibe de... îmi iau și mult de tot vibe de Grecia, de Santorini, puțin așa combinat. Mamă, și ai o grămadă de magazine astea de bijuterii. Mamă, ia uitați, stați să vă arăt, bă, ce am văzut. Că vă stă mintea în loc, frate. Ia uitați și voi cum arată locul ăsta. Mamă, cât de frumos, bă! Uitați cât de mișto arată aici. Da, trebuie să stăm să bem ceva aici urgent. Neapărat. Deci locul ăsta superb se numește La Scala Ristorante și aici începem primul aperul pacient. Ia, măi, că două azi, nu contează. Cântă băiatul ăsta I don't wanna miss a thing la un mare nivel. Deci e superb, absolut superb. Yeah.
foarte drăguț locul ăsta, frate, dar e și aperul 12 euro, dar e frumos, merită. Am venit acum fix până sus, astfel încât să cobor, să vă arăt cât de simpatic poate să fie. Băiatul i-a dat acum cu Eric Clapton frumos, așa cum trebuie. Știți că eu acolo am înțeles că scrie sculament, nu? Samor. Uitați, ce-mi place să pot să vă proprietăți, fate. Fiți atenți. Deci ăsta este la 56 de metri pătrați, 159.000 de euro. Iar asta, din 1980, 160 de metri pătrați, la 580.000 de euro. Asta a fost vândută 105.000 euro la 38 de metri pătrați. Bă, nu mi se pare chiar așa mult. Și fac acest clip, această porțiune de clip special pentru un prieten foarte bun, Armand. El mi-a zis să mă duc să stau la vilele astea, că el aici a fost, doar că mie mi s-a părut scump. Și înainte să vorbesc cu el, nu știu, aveam niște apartamente bucuite și cumva în timp ce vorbeam cu el am bucuit și pe un moment dat seama că aș putut să stau aici în centru pentru încă vreo, nu știu, 40 de dolari pe seară. Deci nu era... Mamă, ce miros de marihuana. Nu era... incredibil de scump. Wow, dar cât de frumos poate să fie aici, mă. Este absolut, absolut superbă zona asta. Superbă. Deci nu exagerez străduțele astea așa cum sunt. E fascinant. Wow, uite, ăsta este un magazin care îmi place, frate. Mi-a plăcea să pot să mă îmbrac așa. Nu pot să mă îmbrac așa pentru că nu am haine care să se preteze la acest stil. Nu am eu un stil de viață care să se preteze la așa ceva. Și voiam, uitați, am ajuns în încă o piață de aici care arată fucking amazing. Mamă, deci cât de fericit sunt că v-am ascultat. Voiam să mă duc doar în Cefalu. Până la urmă am dat cancel. Am zis că vin doar aici și până m-am zis, bă, dacă sunt aici, hai să mergem și în Cefalu. Și atunci am schimbat. Și după ce stăm aici două zile, mergem și în Cefalu. Mamă, cât de tare, uitați-vă fântâna asta aici. Wow. Până acum Italia m-a surprins, frate, la... Hai să mergem exact până în capătul străzii astea și până întoarce și o luăm pe aici. Nu știu cât de lung o să fie vlogul ăsta, să pare să fie destul de lung, dați și voi un like, a ajuns Backpack Your Life în Tower Mina, bă. Așa, nu știam că o să-mi placă atât de mult. A fost primul șoc pe care l-am avut cu Palermo, după care am ajuns aici. E așa, din ăsta, un blend foarte interesant. Astea sunt din alea Euronet, dacă da, nu uitați. Nu uitați. Oriunde vedeți bancomate Euronet, arătați-le semnul backpackicesc. La fel, la ce merge mintea mea, fiți atenți ce scrie acolo. Buciuni. Eu am citit bunăciuni. Deci acum m-am întors la locul ăsta, locul care a venit azi dimineață, dar am zis să vin și acum seara. Este un loc în care vin foarte, foarte, foarte puțin oameni, este mai chill așa, e o pereche, e un cuplu în fața mea care joacă cărți. E foarte mișto așa, foarte romantic, e un loc în care, gen, mă, normal, cred că te gândești că vii cu perechea, cu persoana iubită. De mie mi-a plăcut și am zis neapărat, mamă, ce vin bun. Și aici sunt niște scoruri din aia, cred undeva la 15 euro, ceva de genul ăsta, paharul de vin. Dar merită, e foarte, foarte, foarte frumos. Și acum ne-am băgat la interior, pentru că deja afară era mult mai gol. Al treilea pahar, fate, al treilea pahar cu un aperol. De ce, cum să vă zic, e groasă, groasă, groasă treaba în seara asta. Vedem ce stăm, vedem pe unde ajungem de aici. Mergem în alte lucruri, ne plimbăm. Ideea este că e absolut, absolut fascinant. Sunt îndrăgostit de locul ăsta și sunt îndrăgostit să fiu singur, bă. Deci, iubirea mea, cum făcea Steiner, Daily Sugar, iubirea mea moldovenească din Galați. Eu sunt super fericit să fiu singur. Vă mulțumesc din suflet că sunteți lângă mine și că mă susțineți atunci când sunt singur. Backpack Your Life at its finest.
I haven't met so many people from South Africa, but again your name, Michelle? Michelle. Okay, nice meeting you. Eram și aici, stăteam și beam o gagică din Africa de Sud și m-au întrebat românii, mă, să mor eu. Salut! Salut, salut, salut! Uite, de acum ați recunoscut de aici? Păi am văzut story-urile cu tine și treceam random pe aici, da. Și te-am văzut pe bar. El s-a uitat toate barurile pe geam. Da. Și a văzut acolo, a văzut că stai aici. Băi, foarte tare. Cum stai? În vacanță? Ce faci? Da, aici? Vacanță. Da? Azi plecăm din Taormina, mergem mâine în... Marina de Ragusa. Da. Foarte tare. Băi, vă mulțumesc frumos că vă uitați la mine și vă mulțumesc frumos că ați venit să... Și noi ne mă salutați. Mersi mult. Mersi mult. Ciao, seara faină. Ciao, ciao, ciao. Pa, pa. Please, tell me, what is your name? I'm Mark. You're Mark, so you're from the Philippines. Which side of Philippines? Mindoro. I'm so happy. I love Philippines. Oh. I love your country. I've been in your country from the north. I've been to all Mindanao, from Davao, from Siargao, to everywhere, to Negros Oriental, everywhere. I know your country. Negros Oriental. Better than you know it, I'm sure 100%. And yeah, you need to follow me on Instagram. Definitely will do. Okay. Have good travels. Perfect. Thank you. Super bun. Stai de vorbă că e undeva la vreo două ore aici. Da. Hai că mi-a venit următorul pahar de vin. Care e exact ce trebuie. Doamne, cât de frumoasă era fata asta. Cât de mișto era fata asta, mă, să mor eu. Selfie together with my friend. Tell me, Duterte, Duterte is cool or not? What? I miss Duterte. It's so cool. He started school, yeah. Deci dați-vă ce știe să zică. How do you see? That's one thing in Romania. How's pay you best? How do you know this? How do you know this word? Not many people know this word. Well, because I have my ex from there. Your ex? Yeah. Ex from Romania, really? Ex, one friend. Ah, okay. So nice, very good, very good. Vedeți-vă cât de puțin oameni au rămas aici, frate, eu sunt singurul. A rămas cu berea, cu vinul frumos. He said that if I cannot say I love you in Tagalog, I pay by cash. Okay, so I don't know, so I'm going to fucking pay by cash. So you see that I'm a man of words. How much I have to pay? How much? How much? Plus tips. Plus tips? Add the fucking tips. I don't care. Yeah, that's the fucking tips, okay? Okay, so like 50, yeah? 50. 50, 50, it's okay, 50. 50, it's okay, it's okay. We love Duterte, it's okay. It's okay, it's okay, no problem, no problem. I'm having a good time. No, 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 just 50, 50, 50 euros. Hasen, dacă are să-mi dea 50 de euro sau nu, a scos banii de acolo. Și să vedem ce bani are să-mi dea. Că i-am zis... I don't remember. 50, gata. No, I don't remember. Okay, wait, wait. I give you one shot, you remember. Deci nu mi-aduc aminte, mai dau încă 10 euro și asta e, gata. It's okay, keep it. How do you say? No, no. Come on, you remember, you remember that. I had my last girlfriend. In Tagalog, in Filipino. I had my last girlfriend in Cebu City 2 years ago, so I don't remember. Okay. Okay. How do you say? I said to your ex, mahal kita. Mahal kita? Yeah. Mahal kita, mă, gata, e nebunit. Oh! Gata. Thank you very much. Perfect. Mamă, și-am găsit. Asta este strada mea preferată. Deci am coborât de acolo și de aici mergem. Wow, deci nu, e picture perfect, frate. Asta este definiția. Picture perfect. Locul acesta. Rar mi s-a întâmplat să văd un loc care să mă șocheze într-un mod pozitiv sau care să mă impresioneze într-un mod pozitiv. Așa cum o face... Mamă, și totul e plin, deci full și nu suntem în full season. Sau, nu știu, așa imaginez eu, mă gândesc că vara poate mai multă lume, deși e imposibil de sta pe aici vara. Sunt străbuți, uitați-vă la oameni, vă rog eu mult. Pay close attention, ca să vedeți în principiu cum sunt oamenii. Cât de bine îmbrăcați sunt, cât de bine aranjați, cât de bine e...
Na, uite, aici stă lumea la coadă. Nu știu exact la ce coadă stau oamenii, dar asta vă zic, foarte, foarte, foarte mișto aici cu scuterele, evident. În partea aia nu mai e cine știe ce, hai să mergem încoace. Da, mă, deci aici poți să închiriezi, uite, suntem pe Umberto Course, așa îi zice aceste străzi. Aș vrea să găsim un băruleț, mamă, cât de frumos e aici. Aș vrea să găsim un băruleț unde să punem să ne băgăm. Eu am o problemă, dacă vreau să beau, nu-mi place să stau la masă, frate. Deci dacă stau la masă mai mult de 10 minute, mă plictisesc. Îmi place să găsesc un loc unde să fie bar, să fie bar, să stau acolo în picioare, să fie o muzică cel puțin interesantă și acolo să mă desfăș anume șor. Ia să vedem. Aici să mai continuă. Da, mă, uite cât. Wow, 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 wow. Deci aici se continuă. Bă, prețurile, da, sunt prețuri mari, clar, fără discuție. Dar raportat la cum arată locul și la, nu știu, ce așteptări e când ajungi, nu mi se pare chiar atât de speriat. Adică mă gândeam că o să fie mult mai scump, mult mai inaccesibil, dar nu, nu, nu. Nu e, în fine, nici nu sunt eu pe mâncat. A, uite, cât de tare. Și aici practic se termină. Acolo este zona cu barul cu tot și aici am ajuns undeva. Hai să ne primăm și pe aici să vedem. Sau încolo, nu. Hai să luăm așa mai pe aici. Să vedem exact cum se prezintă în partea asta. Pentru că pe aici sunt cazări care costau undeva de vreo, în partea asta, exact aici, în zona asta. Pentru că e piața, e zona aia pietonală. Erau undeva cazările la 200-250 de dolari pe zi. Și nu știu, încă nu sunt în punctul în care să pot să-mi justific cazări din astea scumpe. A, și trebuie să fac un anunț. Anunț, dragi prieteni, o să mă văd cu Vlăduț și cu Daily Sugars în Thailanda, în curând. De când vine clipul ăsta, cred că undeva în vreo 3 săptămâni o să fiu cu Vlăduț și cu Daily Sugars. O să călătorim undeva la vreo, cu Vlăduț undeva la vreo 10 zile și poate cu Adițu, dacă ne înțelege bine, mai mult. Ceea ce pentru mine este un dream came true. Pentru că aștept acest moment de foarte, foarte mulți ani, așa că rămâneți pe fază aici pentru că o să vedeți, o să fie Topescovici, vă promit. Sau ce puțin așa cred, sper. Aici am ajuns într-un loc unde sunt foarte multe osterii azi din asta. Eu nu o să intru în viața mea într-o osteria, pentru că eu mi-am luat, am mâncat de atât de multe ori, cum îi zice, seafood related products în atât de multe chestii încât nu am dragoste așa totală pentru tot ce ține de seafood, mai ales că în partea asta sunt convins că sunt extrem, extrem de scumpe, așa că nu. Mai bine, mai ales dacă mergem în Asia, later avem ce să băgăm la prețuri affordable. Și aici am ajuns la un loc pe care voiam să-l văd azi dimineață, doar că, bine, azi dimineață când am ajuns aici, doar că era o coadă și acum văd că sunt mulți oameni, ăsta mă, aici e Bambar, dar ăsta era full, deci era coada să vă arăt de unde, exact de aici, de la intrare din strada principală, aveai în stânga până încolo, frate, era full, 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 full de oameni. Uite, pe unde stă domnul ăsta aici, pe stânga, era plin. Sper să putem să obținem ceva. Uite, asta, de exemplu, este un restaurant. Eu vreau să găsesc un bar, frate. Pe mine mă interesează doar chestia de a găsi un bar. Nu mă interesează foarte mult restaurantele. Vreau să văd dacă găsim ceva baruri. În partea asta se vede că e foarte închis. Asta este osterie. N-avem bani de osterie. N-avem bani de osterie. N-avem bani de osterie. Steiner mi-o suge mie. Mamă, deci știți cum am îmbătat? Uite aici, de exemplu, merg loc pentru că să văd Vico. Nu știu ce zice acolo. Exact. Uitați-vă cât de frumos. Ah, nu, de aici se termină totul. Deci trebuie să facem dreapta. Așa cum când am venit, am făcut stânga. Și mergem de aici, încercăm să mergem înainte să vedem dacă reușim să găsim un loc deschis. Pentru că din câte văd, lumea aici a închis. Mamă, deci cât de... Deci atât de fericit, nu vă dați seama, a stat acolo. Tipul ăsta era din Africa de Sud, născut în Africa de Sud, dar părinții erau germani, nemți. Și eu tot timpul mă lovesc că în momentul în care am discuții din astea cu oameni care sunt din Europa, eu trebuie să o dau foarte, foarte, foarte ok cu băi sunt din România, pentru că există preconcepții foarte mari. Nu știu dacă și voi ați pățit treaba asta, sunt convins că și voi v-ați lovit de problema asta, de oameni care în momentul în care aud România, e cumva așa o, știi cum, o reținere.
eu așa am pățit aici și nu doar aici, și cu oamenii ăștia peste tot. Mai ales cu oamenii ăștia acum când am vorbit, care, repet, sunt din Africa de Sud, dar stau în Germania, deci dacă stau în Germania înseamnă că sunt foarte, foarte la curent cu toate aceste stereotipuri și eu trebuie să încerc pe cât posibil, pe cât pot eu, să fiu extrem de finuț și de ok în momentul în care vorbesc despre țara mea, adică țara noastră. Și atunci, în momentul în care încep să vorbesc, trebuie să am un approach complet, complet, complet neutru, prin care nu trebuie să laud România, totodată nu trebuie să vorbesc cu râd de România. Este un moment, e o situație pentru mine foarte, foarte, foarte neplăcută, vă spun asta cu cea mai mare sinceritate. În mod normal, în momentul în care călătoresc, pentru că eu călătoresc extrem de mult în afara Europei, nu mă lovesc de problema asta, pentru că în afara Europei să fii din România este un avantaj, dragi prieteni. Deci vă rog frumos să rețineți treaba asta și să-mi scrieți chestia asta în comentarii. Vă spun, în momentul în care călătorești în afara Europei, treaba asta reprezintă un fucking avantaj. Când călătorești în Europa și interacționezi cu diversi oameni și te întreabă de unde ești și tu spui că ești din România, acolo e problema, pentru că preconcepții legate de România, care sunt cumva preconcepții justificate din punctul meu de vedere, gândiți-vă, dacă ești un om care a ars-o în, cum îi zice, ai stat toată viața ta în Spania și ai interacționat și tu cu câteva persoane din țara noastră și persoanele respective ți-au dat țeapă sau ți-au făcut diverse chestii nasoale, tu o să zici și o să fii foarte îndreptățit să spui treaba asta, bă, toți românii sunt vai mama lor. Iar eu nu judec chestia asta, eu nu le zic, bă, nu e așa, nu suntem toți așa, bă, da, frate, foarte mulți suntem așa, nu toți. Eu am părinți în afara Europei, în afara României, pardon, da? Mamă, și ne-am întors tot aici, exact la locul ăsta cu view-ul excepțional și văd că totul s-a închis, adică cumva barurile... O să vă arăt dacă stați până la final să vedeți și apartamentul în care stau. Deci nu, asta mi se pare tare, tot că s-au închis multe, multe locuri și oamenii în principiu vin doar să o ardă aici. Acum vedeți din nou view-ul ăsta, care este frumos, să-ți fac acolo cu scuterul, cum merge băiatul. Hai mă, că e frumos de tot. Dar nu știu acum unde pot să mai găsesc și un bar care să se ridice la nivelul aștept. Ia să vedem, de exemplu, ce e acolo. Cita de Taormina. Ia uite. A, nu, băiatul tipul filmat cu un... Mamă, filmat cu A6000. A6000 e o cameră care am filmat eu în 2016-2017. Este camera care mi-a făcut canalul, practic. Ia să vedem, merge sărăcia asta sau nu. Etna Vulcanul. Ar trebui să meargă, m-a pus pe ăsta? Nu merge. Să-mi bap... A, ba da, mă, ba da, uite, merge. Dar ce dracu fac cu el? Merge, da. Zici că e contul meu de OnlyFans, așa, cu multe urme aici. Hai să vedem. Acolo sus e frumos, am văzut o cruce. Poate ajungem în clipul următor, pentru că intenționez să mai filmez un clipeanu aici. Dar nu știu dacă mai are sens să mergem de aici mai departe, pentru că nu cred că mai sunt baruri sau ceva de genul ăsta, știți? Hai mă, încercăm acum, urcăm pe scările astea. Eu sper ca scările astea să ducă undeva. Adică sper să nu mă oblige, să mă forțeze să rămân aici în restaurantul ăsta, că nu am chef să rămân la restaurantul ăsta. Vă doar să vă arăt în principiu cum se prinsă aceste scări. Încolo mai avem un restaurant. Și dacă mergem în față, că nu vreau să beau aici, nu e nici dracu. E blonda asta bună aici, nu, e urâtă de-o dracu. Hai acum, uite asta, da, asta arată bine. Ce țăran sunt să mor eu. Deci pe aici, acolo e bar, pe care îl vedeți că este, din păcate, închis. Uitați-vă și voi, arată de nota 10, dar este, mamă, cât de mișto e aici. Dar e foarte închis, hai să vedem. Dacă mergem încolo, hai mă să mergem încolo, că nu cred că se va întâmpla ceva, deși l-am văzut pe băiatul la care căra gunoiul. Mergem și noi după gunoi. După gunoi, mă.
Acum mi-a scris, exact acum când vă scriu vouă, mi-a scris fata asta pe Instagram. Doamne, cât de frumoasă poate să fie. Nu vă dau Instagram, e că n-are sens. N-are niciun fel de sens. Mamă, și uitați aici. Au aici parcare, uitați, scooter. Ăsta este scooterul vieții mele. Cum are taica Mihai. Nu știu cine e taica Mihai? Tăticul Mihai? Uite aici cum sunt doar scutere frumos parcate și pe aici, vedeți? Deci, acolo jos. Hai să luăm pe aici. Să văd dacă putem ajunge înapoi în piața centrală, pentru că mie mi se pare extrem de interesant cum au gândit ei aici părțile. Ia uite, i-am prins și pe ăștia doi. Ia, hai să-i vedem. Săraca fată se freacă la ochi. Ea se freacă la ochi, eu mă frec acasă la altceva. Fiecare cu limitările dumnealui, ca să fim acum sinceri. Panul magazinelor, frate, ăsta cred că este by far cel mai... Ia uite pe ăștia, frate, nu se poate așa ceva. Deci ăsta la ora asta e ora 11. Ăsta bate la mașina de cusut, frate, un costum sau un shorts de ăsta, bă. Cum să facem așa ceva la ora 11? Cine pana mea se gândește la ora 11 noapte să-și facă un shorts de gătit? Să mori de ce acolo era un băiat, era cu gagică sa și își făcea un shorts de gătit cu aia. Cum să faci așa ceva? Acum vorbim că se poate de sincer. Uitați și pe Superman aici. Și pe Spider-Boy, Spider-Coi. Și aici am auzit la o răscruce. Să rămân cu o femeie sau să fiu cu Daily Sugar și cu Vlăduț? Gata, frate, mă bag all-in. Cu Daily Sugar și cu Vlăduț. Ca să fie lucrurile clare. Cu frații mei. Frații mei cei doi gay. Hai totuși să intrăm aici în biserica asta, ca acum nu se mai află nimeni. Asta este biserica pe care am văzut exact când am început vlogul, dacă mai țineți minte. Și putem acum să ne uităm că nu mai e nimeni aici. Wow! Nu vreau să deranjez. Asta e scopul meu. Vorbesc serios, chiar nu vreau să deranjez. Nu uitați, muie Euronet. Ce mișto e când întâlnești italieni nativi. Nativ. Și de aici, deci am coborât. Merge mamă și nu-mi zic că aici au și mâncare acolo în față. Nu mai contează. Mi-am luat niște fistică în pana mea să mănânc și niște prostii pentru mâine dimineața, dar nu contează. Acum este momentul în care vă arăt apartamentul în care stă bătrânul Backpacker Life. Deci ați văzut în principiu, acolo se află partea centrală a Tower Minei. Și noi de aici trebuie să mergem undeva la vreo 250 de metri. Iar apartamentul meu, dragi prieteni, se află pe strada asta. Vezi că aici sunt gunoaiele puse pentru că presupun că mâine... Mamă, deci stați să vedeți că eu nu știu acum cum să bag cheia asta și unde. Că sunt băut să mor eu dacă vă mint. Ok, am reușit să deschidem, să prindem lumina. Și îmi zice că mai avem 4 minute de vlog. Ceea ce înseamnă că trebuie să folosesc aceste 4 minute cu creier. Acum o spune că mai am 3 minute. Să-mi arăt apartamentul ăla, aproape $100 pe semn. Fiți atenți. Deci urci pe treptele astea. Mamă, cât am obosit. Că m-am îmbrăcat cu pantaloni lungi. Deschidem ușa. Intrăm în apartament, mamă, cât de bine că am stat aerul condiționat deschis. Băgăm cheia în the fucking door. Uf. Și avem aici o bucătărie. Complet utilată. Not gonna complain, pentru că arată foarte, foarte, foarte bine. În partea aceasta, dragi prieteni, deci cum intri, avem una bucată
și anume baie. Mă vedeți pe mine aici cu camera Sony ZV-E1 cu 11, Sony 11mm 1.8, un obiectiv extrem de bun. Așa. Iar acesta este și livingul și dormitorul și tot. Am lucruri aruncate. Ce trebuie să știți? Acest apartament e undeva la $90 pe zi, mă costă. Important este că am internetul de mare viteză, adică undeva la vreo 10 mega de mare upload, ceea ce e fucking unheard of. Îmi place maxim. E un apartament decent, un apartament pe care îl recomand. Eu acum zic că o să-i bun deschidere, dar cu siguranță că o să uit. M-am îndrăgostit de fata asta, de Michelle, cu care vorbesc pe Instagram pentru că a ajuns acasă și pentru că îmi scrie și aici. Asta este camera unde nu ai voie să intri. Și nu poți să, nici nu poți să schimbi, nu poți. Asta e o cameră în care sunt locuri de curățenie, cel mai probabil. Mâine avem un tur. Ia uite cum au, uite cum au pus aici, mă, ești nebun la cap, uite cum au pus dryerul. Mâine avem un tur, astfel încât să ne bucurăm de... ia să mi-a scris cineva? Nu încă. Nu. Astfel încât să ne putem bucura maxim de Taormina. Stați să văd cum dracu pun asta. Așa. Și acum o să vedeți, asta cu și ecranul. Deci da, bă, mă văd cu sugars. Mă văd cu sugarsul, sugarsule poponar. Și acum am văzut o chestie foarte amuzantă. Uitați cum au televizorul acolo pus jos. Dar nu contează, frate. Sunt fericit. Sunt în fucking tower, fucking mina. Asta contează. Mi-am luat niște fistic să mănânc. Mă bag în pat și mă uit la, uite acum am dau jos pantalonii ca să vedeți că mă dezbrac în căriciul Golușcenu vechi. Golușcenovici și mă bag să mă uit la Cristian Dima sau Sima sau cum îl cheamă, la clipurile pe care le-a pus. Așadar, see you in the next one. Hai că stăm exact până când se închide. Nu știu când se va închide clipul. Ar trebui acum, pentru că deja am zice 0 minute. Doar că astea 0 minute sunt, adică poate să n-aibă 20 de secunde, 30 de secunde. Who knows? Who cares?